În urmă cu multă vreme am citit despre un mare om de afaceri care a trebuit să meargă o săptămână de acasă, să lipsească. Și pentru că avea acasă un copil hiperenergic, l-au luat deoparte pe băiatul lui și a zis: auzi, fiule, avea vreo 5 anișori. Vezi că eu plec departe, o săptămână o să lipsesc. Vezi, s-a spus pe mama. Că dacă n-a spus pe mama și îmi spune că ai făcut prostii, să știi că tata îți dă 10 curele la fund ca pedeapsă, ai înțeles? Și copilul, de vreo 5 anișori, a zis: da. S-a dus omul nostru departe o săptămână și după o săptămână a venit înapoi acasă. Și a întrebat-o pe soția lui și a zis: cum a fost băiatul? Și soția a zis: bine că ai venit acasă, că numai boacă ne-a făcut. L-a luat tata deoparte pe acest băiețaș și a zis: fiule, e adevărat ce a spus maică-ta? Ai făcut prostii? Știi ce ți-am promis? 10 curele la fund. Și istoria spune că tata și-a scos cureaua din pantalon și a început să aplice. 1, 2, 3, 4, 5, copilul urla, 6, 7. Și dintr-o dată tata se oprește și zice: dă-i drumul în camera ta. După aproximativ o oră, același tată îi spune: auzi, fiule, îmbracă-te frumos că vreau să mergem să mâncăm o pizza în oraș. Copilul era buimăcit, nu mai știa ce să creadă. Tata asta mânios mă duce la pizza. Comandă două pizza, ketchup, tot. Și copilul se uită la taică-s-o și zice: tati, eu nu mai înțeleg nimic. Ai zis că îmi dai 10 și mi-ai dat numai 7. Și pe lângă asta îmi dai și pizza? Cum e asta? La care tata lui cu multă înțelepciune îi spune așa: fiule, dreptatea înseamnă să primești ceea ce meriți. Meritai 10. Mila înseamnă să nu primești cât meriți. Ți-am dat 7. Iar harul înseamnă să primești ceea ce nu meriți. Ți-am dat pizza. La care copilul spune: tati, mie îmi place mai mult harul decât mila. Și aceasta este lecția și acesta este adevărul, frați și surori, că noi trăim în cea mai binecuvântată epocă ever. N-a existat o epocă în istoria omenirii mai binecuvântată ca și epoca asta harului, pe care mi-a adus-o nu Moise, nu Ilie, ci mi-a adus-o Domnul Iisus Hristos. Biblia spune că harul și adevărul a venit prin cine? Prin Iisus Hristos. Și noi suntem aici să spunem că noi nu mai suntem urmașii lui Moise. Noi nu mai suntem sub lege. Noi suntem sub har. Pentru că Iisus Hristos a deschis această epocă care va ținea până când Biserica Domnului va fi răpită la cer, lăudat să fie Domnul. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos a dus pe muntele schimbării la față. Și acolo zice Biblia, în dreapta a apărut Moise, reprezentantul legii. În stânga a fost Ilie, reprezentantul prorocilor. Și la mijloc era Iisus, reprezentantul harului. Toți trei au postit 40 de zile. Și Biblia spune, când Petru a văzut slava lui Iisus Hristos și l-a văzut pe Moise și pe Ilie, a zis: Doamne, e bine să fim aici. Hai să facem 3 colibi. Una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru Iisus. Și Biblia spune, pe când vorbea el astfel, vrând să pună harul pe picior de egalitate cu legea și cu prorocii, zice Biblia, s-a deschis cortina cerului. Și Dumnezeu, parcă în gelozia lui, s-a uitat și a zis: This is my beloved son, in whom I am well pleased. Acesta e fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Obey him. Ascultați-l pe el, nu pe Moise, nu pe Ilie. De azi încolo a început epoca harului. Noi suntem urmașii lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și realitatea este aceasta. În toate religiile lumii, oamenii se sacrifică pentru zeitățile lor. Oamenii se jertfesc așa să-și îmbuneze zeitățile lor. Doar în creștinism, Dumnezeu se sacrifică pe sine prin Iisus Hristos ca să ne poată îndumnezei pe noi. Și Biblia spune că noi, prin credința în jertfa lui Hristos, am intrat în această stare de har. Am intrat în această epocă a harului, în care Domnul Iisus Hristos mi-a adus binecuvântare, lăudat să fie Iisus Hristos. Frați și surori, în ceruri nu pot intra decât oamenii perfecți. Biblia spune, nimic spurcat nu va intra în ceruri. Nimic spurcat, adică în cer trebuie să fii perfect. Și Domnul Dumnezeu a găsit o metodă prin care să putem să intrăm acolo. Și metoda asta a fost crucea lui Iisus Hristos. Nimeni, prin meritele noastre, prin păzirea de legi și de porunci, prin regulamente interne și externe, nu poate să aibă perfecțiunea, să aibă părtășie cu un Dumnezeu perfect și sfânt. Și ce a făcut Dumnezeu?
Înainte de întemerea lumii a pregătit pe Iisus Hristos mielul fără cusur. Și noi prin credință în sângele ispășirii, noi prin credință în Iisus Hristos, Biblia spune că Dumnezeu ce face? Mă îmbracă cu perfecțiunea lui Iisus Hristos. Mă îmbracă cu neprihănirea lui Iisus Hristos. Și mă pot duce la un Dumnezeu sfânt și zic, Doamne, pe baza meritelor lui Iisus Hristos, care a plătit pentru păcatele mele, primește-mă, Doamne Dumnezeule. Și Biblia spune așa, că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat, pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Iisus Hristos. Asta este minunea minunilor, că eu, păcătosul, sunt îmbrăcat cu dreptatea lui Hristos, sunt îmbrăcat cu neprihănirea, cu perfecțiunea lui Iisus Hristos, ca prin credință în El să am parte cu Dumnezeu în ceruri, lăudat să fie Domnul. 1 Corinteni 1:30, Biblia spune așa, Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în inima mea, Dumnezeu m-a îmbrăcat cu tot ce-i Hristos. M-a îmbrăcat cu înțelepciunea Lui, cu neprihănirea, cu sfințirea Lui, cu răscumpărarea Lui. Și m-a declarat un om născut din nou și m-a declarat un om sfânt și neprihănit. Nu pe baza meritelor mele, ci pe baza sângelui lui Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Amin, frați și surori? Lăudați să fie Domnul. Asta a făcut crucea lui Hristos pentru mine. A creat imunitate spirituală față de mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu trebuia să vină asupra mea și asupra ta. Plata păcatului este moartea. Dar a venit Hristos și în trupul său pe lemn, Hristos a satisfăcut dreptatea Tatălui. Hristos a împlinit dreptatea Tatălui. A împlinit legea lui Dumnezeu în locul meu. Și blestemul legii care trebuia să vină asupra mea a venit asupra Domnului Iisus Hristos. Și când mi-am pus credința în Iisus Hristos, și eu am fost răstignit împreună cu Hristos, în mod invizibil, fără să simt durerea. Și dacă unul a murit, spune Biblia, toți au murit. Și Dumnezeu mă consideră sfânt și nevinovat, rămânând drept față de El însuși, că păcatul a fost plătit prin sângele lui Hristos. Și de asemenea, să mă socotească pe mine, prin sângele lui Iisus, să mă socotească sfânt și neprihănit, lăudat să fie numele Domnului. De aceea noi suntem în această stare de har, în această epocă a legii. De ce? Pentru că Iisus, prin trupul Lui pe cruce, s-a rupt cortina, spune Biblia, și am intrare slobo de la Tatăl, datorită jertfei și datorită hainei perfecțiunii care mi s-a pus asupra mea, nu prin fapte, să nu se laude nimeni, ci prin credință în Iisus Hristos. Mi se atribuie, mi se impută perfecțiunea și mi se arată, mi se dă neprihănirea lui Iisus Hristos. Spuneți-mi, este asta o minune, da sau nu? Este asta minunea minunilor? Că noi care trebuia să gustăm iadul, morți în greșelile noastre, Dumnezeu mă socotește fără niciun păcat. Nu prin faptele mele, ci prin credința în meritele lui Iisus Hristos, cu care m-a îmbrăcat, lăudat să fie Domnul. Aceasta este cea mai glorioasă doctrină. Învățătura despre îndreptățirea prin credință. Învățătura despre harul lui Dumnezeu. Observați, zice Biblia, harul lui Dumnezeu mă învață să o rup cu păcatul, nu legea. Nu biciul pedepsei, ci harul lui Dumnezeu. Bunătatea Lui, spune Biblia, mă îndeamnă la pocăință. Când înțelegi lucrul acesta și bunătatea și harul lui Dumnezeu, nu mai vrei să trăiești în păcat. De ce? Pentru că Dumnezeu te-a îmbrăcat cu hainele perfecțiunii lui Iisus. Te-a îmbrăcat în meritele lui Hristos. Și dați-mi voie să vă spun ceva. Ori de câte ori biserica nu mai vorbește despre harul lui Dumnezeu și despre îndreptățirea prin credință, biserica aceea începe să se îmbolnăvească, devine moralistă, devine legalistă. Merge prin forțele ei. Putem avea un milion de reguli, dacă nu vorbim de harul lui Dumnezeu care mă ajută să împlinesc cerințele legii. Înseamnă că merg prin mușchii mei, prin puterea mea și sunt sortit falimentul. Repet, când biserica lui Dumnezeu se îndepărtează de doctrina harului, se îndepărtează de această învățătură a neprihănirii care mi-o dă Dumnezeu prin har, prin credință, riscăm să ne îmbolnăvim spiritual. Riscăm să devenim niște legaliști și doar niște predici moraliste. Fără viață. Fără Duhul lui Dumnezeu. Și vă rog să rețineți următorul lucru. Învățătura centrală a Sfintelor Scripturii
Nu este predica de pe munte. E extraordinar. Încearcă să o împlinești. Prin forțele tale. Intri în depresie. Învățătura centrală a Sfintelor Scripturi nu este predica de pe munte, ci este mesajul crucii. Apostolul Pavel spune, n-am vrut să știu altceva între voi decât pe cine? Pe Iisus Hristos, zice stare, și pe El răstignit. Acolo e învățătura de bază. Balamaua care ține toată biserica lui Iisus Hristos de-a lungul vremurilor. Că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. Și acolo la cruce mi-arată cât de mult a urât Dumnezeu păcatul, încât Iisus Hristos a fost zdrobit de Tatăl Său în locul meu. Și cât de mult m-a iubit pe mine. De aceea haideți să o spunem direct. Crucea lui Hristos nu este doar simbolul dragostei lui Dumnezeu. Crucea lui Hristos, în primul rând, este simbolul urii lui Dumnezeu față de păcat. Când mă uit la crucea lui Hristos, îmi dau seama cât de mult a urât Dumnezeu păcatul. Că l-a îmbrăcat pe Fiul Său cu păcatele mele. A fost făcut în locul meu. A băut paharul nelegiuirilor mele. Atât de mult a urât Dumnezeu păcatul, încât Iisus Hristos a plătit ceea ce eu nu puteam plăti niciodată. Și da, apoi crucea este simbolul dragostei lui Dumnezeu, în care mi-arată că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce înseamnă crucea, frați și surori? Crucea este formată din două transversale. Un mare minus care arată depravarea noastră totală. Un mare minus care spune morți în păcatele noastre. Pe natura noastră, pe ADN-ul nostru scrie 666, condamnați la iad. Morți, oi rătăcite. Niciunul nu poate să facă bine. Și a venit Iisus Hristos și minusul acela mare l-a transformat într-un mare plus. Pentru că noi, prin credința în jertfa lui Hristos, să fim îmbrăcați cu neprihănirea și cu perfecțiunea lui Iisus Hristos. Și când voi ajunge în ceruri, nu mă voi putea lăuda cu nimic și zic, Doamne, datorită jertfei lui Hristos, datorită faptului, Doamne, că am crezut prin harul Tău în Iisus Hristos, primește-mă, Doamne. O, lăudat să fie numele Domnului. Și în seara asta, dacă ești aici și nu ți-ai dat viața lui Iisus, te invit să cobori în fața crucii lui Iisus, să spui, Doamne, sunt murdar, sunt păcătos. Faptele mele sunt o haină mânjită. Dar îmi pun credința în Cel care a stat 6 ore pe cruce și a înfruntat mânia lui Dumnezeu și a dus mântuirea până la capăt. Și acolo a strigat ultima rată, ultimul strigăt. Zice Biblia că a scos un țipăt. Și țipătul acela n-a fost de durere, ci a fost de bucurie, de biruință. Că am stat până la capăt și am dus mântuirea până la capăt. Ca noi să putem să stăm astăzi la convenție și să spunem, ce mântuitor minunat! Lăudat să fie numele Domnului și binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Va spune cineva, bine, bine, frate, prea simplu cum predici. Oh, Iisus a făcut totul, m-a îmbrăcat cu neprihănirea Lui, m-a declarat sfânt, nevinovat, m-a socotit neprihănit, gata, m-a îmbrăcat cu neprihănirea Lui, așa că eu pot rămâne hoț, bețiv, curvar, că oricum eu sunt mântuit prin credință. Exact aceeași reacție a avut-o și cei de pe vremea lui Pavel. Martin Lloyd-Jones spunea, dacă poți să predici harul și să nu fie înțeles greșit, n-ai predicat niciodată harul. Uitați-vă la George Whitfield când predica, a fost acuzat de așa ceva. Toți mari reformatori au fost acuzați de așa ceva. Pavel însuși a fost acuzat de așa ceva și oamenii au spus, bine, bine, dar atunci ce, să păcătuim, să se mulțească harul? Și care este răspunsul apostolului Pavel după ce vorbește în primele capitole de faptul că suntem mântuiți nu prin fapte, suntem mântuiți prin credința în Iisus. Hristos mă socotește neprihănit prin dreptatea Lui. Cum răspunde apostolul Pavel acestei acuzații? Păi să păcătuim atunci să mulțească harul? Prea ușor, o Evanghelie prea diluată, frate Gabi, frate Pavel, cam dai drumul la păcat. Și vă rog să fiți foarte atenți. Problema multor predicatori și a unor teologi este că au separat justificarea, îndreptățirea mea prin credință, a separat-o de sfințire. Niciodată îndreptățirea prin credință care mi-o dă Dumnezeu prin har, n-am voie să o separ de sfințire. Astea totdeauna trebuie să meargă cum? Împreună. Când ai spus că ești mântuit prin har, prin credință și nu adaugi faptul că în momentul în care ți-ai pus credința în Iisus și te-ai născut din nou, în momentul ăla începe procesul sfințirii.
care ține până la groapă. Cine-i sfânt, ce să facă? Să se sfințească. Asta este Evanghelia adevărată. Evanghelia adevărată înseamnă, da, sunt mântuit prin har, prin credință. Efeseni 2 cu 8 și 9, zice Biblia așa, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, nici harul, nici credința, te-ai născut în păcate, nu te naști cu credință. Ci este, zice stare, darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. E, dacă pui punct aici, deja greșești. Trebuie să continui versetul 10. Și versetul 10, da, ai fost mântuit prin har, prin credință. Dar versetul 10 spune așa, și noi am fost zidiți, grafați în Hristos, pentru faptele bune pe care Dumnezeu ce-a făcut. Le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Adică, da, sunt mântuit prin har, prin credință, dar niciodată n-am voie să separ ceea ce Dumnezeu a declarat într-un mod legal, declarativ. N-am voie să separ de procesul, de lupta spirituală a creștinului, care trebuie să țină până când? Până când moare. Să fim mai mult și mai mult asemenea lui Hristos. Amin? De aceea vei vedea în Scriptură că pocăiții trebuie să se pocăiască. Când Domnul Iisus Hristos, cel înviat dintre cei morți, s-a dus și a inspectat cele 7 biserici în Apocalipsa, la 5 din 7 biserici, Iisus a zis, pocăiește-te. Da, la cei declarați, neprihăniți prin credință, mai încape pocăința, așa-i? Amin? Haideți să vă spun cum sună asta. Seara asta va fi o seară mai de învățătură, mâine de familii și tineri și duminică seara de evangelizare. Vă aduceți aminte când Isaac a vrut să dea binecuvântarea lui Esau și a zis, du-te, prinde-mi un vânat. Esau s-a dus între timp, știm cum Rebeca l-a învățat pe fiul ei, cum să meargă să spună că el e Esau, l-a îmbrăcat în hainele fratelui său mai mare și s-a dus și a zis, eu sunt Esau. Și tatălui i-a dat binecuvântare acolo. Părinții bisericii s-au uitat la această ilustrație vechi testamentară. S-au uitat în lumina calvarului și a spus așa. Exact asta s-a întâmplat cu noi în urmă cu 2000 de ani. Noi, Iacov, Iacov este rasa umană, Iacov înseamnă înșelător. Noi, Iacovi de astăzi, ce-am făcut? Prin credință în Hristos, ce-am făcut? Ne-am îmbrăcat în hainele fratelui nostru mai mare, Iisus Hristos, e fratele nostru mai mare. Și ne-am dus înaintea lui Dumnezeu Tatăl și am zis, Doamne, pe baza meritelor, pe baza meritelor lui Iisus Hristos, fratele meu mai mare, Doamne, dă-mi binecuvântarea Ta. Și ce-a făcut Dumnezeu? Pe fratele meu mai mare, zice Biblia, Dumnezeu a găsit cu care să-l zdrobească prin suferință. Și meritele lui Hristos au venit asupra mea, astfel că eu sunt socotine prihănit prin credință. Amin? Dar, și acum e un mare dar, e adevărat că Iacov s-a îmbrăcat cu hainele fratelui său mai mare, dar el era și Esau, era și Iacov. Cu alte cuvinte, noi suntem simul semper justus et peccator, adică întotdeauna sfinți și păcătoși în același timp. Pe de o parte, către sfinții din Corint, da, credința în Hristos mă declară un om sfânt. Dar pe cealaltă parte, zice Biblia, chema să se sfințească. Pe de o parte, jertfa lui Hristos a dat acest statut de om neprihănit. Dar pe cealaltă parte, nu uita că tu ești un Iacov și va trebui să lupți cu firea aia pământească și va trebui să te sfințești în fiecare zi. Așa că ești și păcătos și sfânt în același timp. Considera sfânt prin meritele lui Hristos, dar nu uita că ești într-o natură păcătoasă. Și va trebui să lupți împotriva păcatului în fiecare zi până unde? Până la moarte, lăudat să fie Domnul. Amin? Amin? Cum răspunde Apostolul Pavel celor care spun, pă frate, atunci să păcătuim, nu, să se mulțească harul. Apostolul Pavel vine în Roman, capitolul 6, versetul 1 și spune așa, ce vopnice dar, să păcătuim mereu să se mulțească harul? Nici de cum. Și aduce ilustrația botezului și spune așa, cum vă puteți gândi la așa ceva? Că dacă ai fost declarat drept și sfânt prin meritele lui Hristos, cum poți să te gândești că tu poți să rămâi curvar sau hoț sau bețiv sau țepar? Și el spune așa, uite ce s-a întâmplat când l-ai primit pe Iisus Hristos, când ai fost socotine prihănit prin credință. Deci Biblia așa, nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui?
Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, și noi să trăim o viață nouă. Și Pavel vine și spune, când te-ai botezat, tu ce ai făcut? Tu ai fost îngropat împreună cu Hristos. Uitați ce zice Biblia, versetul 6. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Când L-ai primit pe Iisus, tu ai fost îngropat împreună cu El, tu ai murit împreună cu El și ai înviat la o viață nouă cu Hristos. De aceea versetul 11, Biblia spune așa, versetul 11, tot așa, și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pavel vine și spune, cum poți să te gândești să mai trăiești în păcat? Păi tu ai murit de drept. Tu te-ai răstignit împreună cu El. Omul cel vechi a fost îngropat, lasă-l acolo. Socotește-te viu pentru Dumnezeu, pentru că chiar asta trebuie să crezi, că ești viu pentru Dumnezeu. Nu mai da mădularele tale ca unelte ale nelegiuirii. De ce? Pentru că ți s-a schimbat stăpânul. Omul cel vechi a fost îngropat. Ai un nou stăpân pe Iisus Hristos, pe Duhul Sfânt. Și acum tu poți să lupți împotriva păcatului. De ce? Pentru că nu mai ești sub lege, ci ești sub har. Socotește-te mort. Când spun lucrul acesta, socotește-te mort, să nu credeți că Pavel vorbește despre efectul placebo sau despre autosugestie, gen. Eu sunt Napoleon. Și o zic de un milion de ori până când eu chiar acționez ca Napoleon. Nu! Aici Pavel vorbește despre o realitate practică. Când ai crezut în Iisus Hristos, omul cel vechi a fost îngropat. Și de aceea tu trebuie să te socotești mor față de păcat. Tu poți păcătui, dar nu trebuie să păcătuiești și trebuie să alegi să asculți de noul tău stăpân. Înainte nu puteai. Înainte vechiul stăpân spunea poftește și pofteai, fură și furai. Da, poți păcătui. Dar nu uita, tu nu trebuie să păcătuiești. Tu trebuie să te consideri mort, pentru că asta este o realitate clară și trebuie să accepți învățătura asta prin credință. Asta s-a întâmplat. Și de aceea zice Biblia, socotește-te, mort. Ai murit împreună cu Hristos. Omul cel vechi a fost îngropat și a înviat la o viață nouă cu Hristos. Lasă efectul răstignirii tale cu Hristos într-un mod invizibil, fără să simți durerea. Lasă efectul credinței, că tu ai murit împreună cu El, să se vadă într-o viață sfântă și curată, lăudat să fie Domnul. Amin? Am nevoie de trei băieți. Benji, Patrick și Iosif Loscar. Haideți, vă rog. Și am nevoie și de un Mike. Haideți pe partea asta. Noi gândim în imagini, mai bine. Ok. Biblia spune că noi suntem o ființă trihotomică. Dumnezeul păcii să vă sfințească pe deplin. Și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru. Amin? Bun. Când un om este mântuit, spuneți-mi, unde are loc mântuirea? În trup, în suflet sau în Duh? Unde? Haideți să vă spun ce înseamnă fiecare. Duhul omului, sau să începem invers, trupul, înseamnă cele 5 facultăți ale trupului. Văz, auz, gust, miros și pipăit. 5 simțuri. Ăsta e trupul. Sufletul este voință, sentimente și rațiune. Și Duhul este revelație sau descoperire și iluminare. Și Biblia spune că Duhul meu împreună cu Duhul lui Dumnezeu mărturisește că sunt copil al lui Dumnezeu. Deci unde are loc mântuirea? În trup? Nu. În suflet? În sentimente? Nu. Astea sunt oscilante. Unde? Unde mi se deschide ochii inimii? Unde are loc mântuirea? Și mi se luminează ochii inimii. Revelația aceea că Iisus este Domnul. Unde? Zice sare. În Duh.
Ei, aici la nivelul Duhului, Satan a fost dat afară. Și au venit și s-au instaurat cine? Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt, Sfânta Trinitate. Omul cel vechi a fost îngropat și a venit cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar eu am o problemă. Duhul meu e mântuit. Eu aici ați declarat sfânt și nevinovat prin rănile lui Hristos. Dar am o problemă. Sufletul nu e mântuit. Trupul e plin de pofte și de patimi. Ăsta nu e răscumpărat. Ăsta geme. Geme, vrea răscumpărare. Duhul e răscumpărat. De aceea poți să fii mântuit și să ai cancer. De aceea poți să fii mântuit și să te lupți cu ispite. De ce? Pentru că trupul nu e răscumpărat. Duhul meu e mântuit. Sufletul, atâtea sentimente, atâtea emoții negative cu care trebuie să lupt. Și atunci zice Pavel, no, cum faci? Păi zice Biblia așa, mântuirea ta a avut loc unde? În Duh. Când în Duhul tău era Satana și spunea trupului și sufletului tău, poftește, fă asta, fă cealaltă, executai tot ce spunea vechiul tău stăpân. Acum zice Biblia, conștientizează-ți noua poziție. Adu-ți aminte că vechiul stăpân a fost dat jos și aici este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aici este Hristos. Trupul își cere drepturile. Trupul vrea păcat. Sufletul, sentimente păcătoase. El vrea să-și facă de cap în continuare cum era obișnuit. Dar acum zice Biblia, socotește-te mor față de astea. Pentru că tu chiar ai murit prin botez cu Iisus Hristos. Și lasă nouă stăpân să conducă trupul tău. Și lasă nouă stăpân ce să facă? Nu-ți mai da trupul tău unelte ale nelegiuirii. Acum poți să nu le mai dai. De ce? Pentru că asculți de Duhul Sfânt care este în Duhul tău. Amin? Deci trupul și sufletul va dori în continuu să păcătuiască. Dar acum tu te poți împotrivi poftelor de acolo. De ce? Pentru că tu ai murit față de astea. La nivelul Duhului. Ai un nou stăpân. Și când trupul zice, uită-te la pornografie. Duhul Sfânt care e în Duhul tău. Duhul Sfânt care e la centru de comandă spune, nu! Pune frână, trupule! Și dintr-o dată ascultă de nou stăpân și trupul se sfințește. De ce? Pentru că ți s-a schimbat stăpânul. Amin? Uitați cum zice Apostolul Pavel. Deci Biblia așa, Romani 8 cu 13. Biblia spune așa. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul Sfânt care e în Duhul tău, faci să moară faptele trupului, veți trăi. Ce zice Apostolul Pavel? Conștientizează cine la centru de comandă. Adu-ți aminte că tu ai murit față de asta. La nivel pozițional, la nivelul Duhului tău, tu ai murit față de păcat. El tot își cere drepturile. Dar Duhul Sfânt te ajută, ce să faci? Să mortifici faptele trupului. Amin? Onorează-L pe Duhul Sfânt atunci. Onorează-L pe Hristos. Ascultă de noul stăpân. Nu spune, frate, eu nu pot. Frate, eu nu pot. Ba poți, de ce? Pentru că tu chiar ai murit față de asta. Și tu trebuie să lași acum noul tău stăpân. Ce să faci? Să mortifici. Să pui frână. Acum tu poți. Înainte cu vechiul stăpân, nu puteai. Că erai sub păcat. Dar acum odată ce ți s-a schimbat stăpânul și îți vezi poziția ta de biruitor, mor față de păcat, chiar dacă el nu-i răscumpăra trupul și își cere drepturile, tu poți să te împotrivești și lași pe Duhul Sfânt să mortifice faptele trupului. Amin? De multe ori atât de mult încurcăm lucrurile și cred că pot să omor faptele trupului și a sufletului prin mușchii mei, prin puterea mea. Biblia spune, prin noul stăpân, prin Duhul Sfânt, prin ascultarea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trupul ăla nerăscumpărat, tu poți, și firea pământească care e în trup, tu poți să o pui pe cruce. De ce? Ai acum putere. Ai Duhul Sfânt. Ai energia lui Dumnezeu în tine. Și astfel te sfințești pe zi ce trece mai mult și mai mult și mai mult. Amin? Apostolul Pavel continuă în Roman capitolul 7 și vorbește despre rasa umană, că este o femeie căsătorită cu bărbatul lege. Și Biblia spune că legea e dreaptă, legea e sfântă, legea e bună. Dar e dură. Legea spune, fă asta, fă asta, fă asta.
Îți poruncește, dar nu îți dă putere, nu te ajută să împlinești. Așa că rasa umană ce vrea să facă? Vrea să schimbe bărbatul, dar ce nu poate? Că e legământ. Dacă te duci după altul, în timp ce primul trăiește, se numește prea curvă. Atunci trebuie să aibă loc un deces. Și Biblia spune, legea nu poate să moară. Legea nu moare niciodată. Pentru că legea, scopul legii este să oglindească caracterul sfânt al lui Dumnezeu. Legea este o oglindă care arată ce sfânt e Dumnezeu și ce păcătos ești tu. Legea este un pedagog care te duce înspre Hristos. Legea nu poate să mântuiască. Puterea legii păcatul, spune 1 Corinteni 15 cu 56. Așa că singura soluție, dacă legea nu moare, trebuie să mori tu. Ca să fii al noului bărbat al lui Iisus Hristos. Tu nu mai vrei să fii al bărbatului lege. E drept, e sfânt, e aspru. Dar tu vrei, dar nu poți. Tu vrei să fii al lui Iisus. Și ce faci? Prin credință în rănile lui Hristos te identifici cu moartea lui. Și spui ca și Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Prin credință eu mor față de bărbatul lege și Hristos este noul meu bărbat. Și vei spune, a, Iisus aici, în Duhul meu, sub har, gata cu legea, înseamnă că pot să păcătuiesc. Nu, nu. Ai un nou bărbat pe Iisus Hristos care va lucra în tine sfințire. Și acum legea aia care nu ți-a plăcut să o împlinești, dintr-o dată îți devine dragă. De ce? Pentru că Iisus Hristos te împuternicește să împlinești ceea ce nu puteai împlini fără noul tău stăpân, fără Iisus Hristos. Așa că legea rămâne. Este Iisus în inima ta? Nu uita. Cele 10 porunci rămân. Trebuie să mă feresc de păcat. Trebuie să lupt împotriva păcatului. Dar acum pot să o fac. De ce? Pentru că noul meu bărbat, noul meu stăpân, Iisus Hristos, mă ajută, mă împuternicește să împlinesc ceea ce nu puteam să împlinesc când eram sub lege. Amin? Pentru că asta a fost acuza care s-a adus. A, păi dacă nu mai ești sub lege, ești sub har, poți să faci orice. Nu poți. Hristos nu anulează sfințirea și poruncile. Și El ce face? Te împuternicește să aduci rod. Acum îți dă drag de Scriptură, îți dă drag de poruncile lui Dumnezeu. Imaginați-vă următorul lucru. Dacă iau un pește din ocean și îl pun pe uscat, spuneți-mi, îi place uscatul, da sau nu? Nu îi place. Dacă iau peștele ăla și îl pun în apă și deasupra lui sunt tone de apă, simte greutatea, da sau nu? Nu. De ce? În elementul lui. La fel, când nu ești în Hristos, poruncile lui sunt grele. Nu mai vrei să stai acolo. Nu pot, frate. Nu pot. Că nu ești în Hristos. Dintr-o dată, poruncile alea care erau grele odată, odată ce a intrat Hristos în tine și Duhul Sfânt în tine și puterea lui în tine, te împuternicește și acum nu le mai vezi grele. Și spui ca și Ioan, 1 Ioan 5 cu 4, poruncile lui nu mai sunt grele. De ce? E o nouă lege. E legea Duhului Sfânt care mă ajută să omor faptele trupului. De ce? Îmi conștientizez identitatea mea. Mă socotesc mort. Am fost îngropat împreună cu Hristos. Și Duhul Sfânt e aici și ascultă El. Și acum poruncile lui nu mai sunt grele. Pentru că Hristos, noul stăpân, mă împuternicește. Amin? Ca și cum cineva ți-ar ce scrie chineză. Scrie chineză. Habar n-ai. Nu poți. Și vine un profesor și ia mânuța ta, pune mâna peste mânuța ta și începe să ia mânuța și scrie o chineză perfectă. Înainte de Hristos, scrie chineză. Fii sfânt! Legea a fost dată să te bagi în disperare, să vezi că prin lege nu poți să fii mântuit. E un îndrumător spre Hristos. Hristos e sfințirea mea. Și dintr-o dată vine Hristos, cel care a plătit păcatul meu. Și când cad și nu pot împlini legea lui Dumnezeu, ce face Hristos? Zice, lege, tu nu mai ai voie să-l bați. Blestemul legii a căzut asupra mea. Nu-i corect să plătească omul ăsta păcatul de două ore. Și Hristos ce face? Te ridică, te iartă, te împuternicește înapoi și zice, hai încă o dată. Și vezi că mergi din slavă în slavă și din sfințenie în sfințenie. De ce? Hristos a plătit. El este bărbatul. Noi ne-am căsătorit. Ce-i mântuiți cu cine? Cu Iisus Hristos. A murit față de lege? Legea rămâne? Legea trebuie împlinită. Dar nu mai împlinesc prin puterea mea. Ci datorită unei realități. Când Duhul meu a venit Iisus. Trupul vrea pofte în continuare. Nu-i răscumpăra. Sufletul la fel. Dar acum nu mai poate să-și facă de cap. De ce?
Eu am murit față de astea și acum ascult de Duhul Sfânt și prin Duhul omor faptele firii pământești. Cineva să zică amin? Amin? Apostolul Pavel continuă și spune și cred că toți de aici ne-am identificat cu ce spune el în capitolul 7. Biblia spune capitolul 7 cu versetul 15. Căci nu știu ce fac, nu fac ce fac, ce vreau, ci fac ce urăsc. Versetul 17. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Ați fost vreodată în starea asta? Să-L ai pe Iisus în inima ta? Să vrei să faci binele și răul să stea lipit de tine? Să strigi, o, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest trup de moarte nerăscumpărat? Că după omul dinăuntru, zice Biblia, mie îmi place legea lui Dumnezeu. Aici e Hristos, aici e Duhul Sfânt. Vreau! Dar ce o bătălie! Între Duh și fire pământească. Vreau să fac binele, dar răul ăsta stă lipit de mine. Ce să fac? Care e soluția? Ați fost vreodată în situația asta? Să vrei să faci bine și răul să stea lipit de tine? Ascultați cum continuă Apostolul Pavel. Versetul 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Stai un pic, Pavel. Cum adică nimic bun nu locuiește în mine? Dar n-ai spus că în Duhul meu e Duhul lui Hristos și că Trinitatea m-a invadat? N-ai spus că aici e Hristos și că Duhul meu cu Duhul Sfânt mărturisește că sunt copil? Cum adică nimic bun nu locuiește în mine? Și Pavel zice, nu te grăbi, Gabi. Nimic bun nu locuiește în mine. Adică în, zice stare, nu în Duhul meu. În Duhul meu cel mai frumos, e Hristos, e Duhul Sfânt. Adică în firea mea pământească. După omul dinăuntru îmi place legea, dar văd o altă lege, nerăscumpărată, care e puternică și poftește împotriva Duhului Sfânt. Și strigă, o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de trupul ăsta de moarte? Vreau răscumpărarea trupului. Zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Zice, căci cu Duhul slujesc lui Dumnezeu, iar cu firea slujesc legii păcatului. Ce înseamnă asta? Că trebuie să fim dihotomici? Nu! El vrea să spună că astea două naturi vor rămânea în noi până la moarte. Și legea Duhului și firea pământească și într-o bătălie continuă. Duhul poftește împotriva firii. Și firea poftește împotriva Duhului. Nici de cum normalitate, eu să păcătuiesc, dar să mântui. Nu, ci în sensul că amândouă rămân până la moarte, până la groapă, rămâne și legea Duhului, rămâne și firea pământească, pe care trebuie să o răstignesc în fiecare zi. Și cum o răstignesc? Romani 8 cu 13. Cum pot să biruiesc trupul ăsta nerăscumpărat dacă eu am murit pozițional față de păcat și Hristos e în mine? Ce? Socotește de mort. Pentru că tu chiar ai murit. Și trebuie să crezi lucrul ăsta prin credință. Pavel o spune. Și cum? Lasă ca Duhul Sfânt din Duhul tău ce să facă? Să acționeze prin cuvântul lui Dumnezeu asupra firii tale pământești. Sub vechiul stăpân nu puteai să te împotrivești. Pentru că l-aveai pe Satana pe tron. Acum zice, tu ai murit față de vechiul stăpân. Și Hristos. Acum lasă efectele noii vieți. Efectele justificării prin credință. Efectele Duhului Sfânt care îi în tine. Ce să facă? Să lupte. Să mortifice ceea ce este în trupul tău. Și astfel, să fim nu biruitori, ci mai mult decât biruitori. Amin? Mulțumesc, Dumnezeu. Amin? Vreau să mă apropiu de încheiere. Când erai sub lege, legea ațâța păcatul. Nu știam ce-i pofta, dacă nu spunea să nu poftesc. Ai murit față de bărbatul lege, ești al lui Hristos. Și acum, odată ce ești al lui Hristos, tu poți să spui, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Acum, odată ce l-am pe Hristos și biruința lui Hristos și a jertfei lui, eu spun așa, eu orice gând pot să-l fac rob ascultării de Hristos. Înainte voiam, dar nu puteam. Acum este o nouă realitate. Am murit față de lege. Și acum pot să mă împotrivesc păcatului prin Duhul Sfânt și pot să biruiesc. Slăvit să fie Domnul. Amin?
Vă aduc aminte că în America, cu mulți ani de zile în urmă, a avut loc abolirea sclaviei. Negrii de pe plantații au avut același drepturi ca și albii. Puteau să mănânce la restaurant cu albii. S-a dat un decret și negri aveau drepturi ca și albii. Istoria spune că acești oameni de pe plantații purtau în buzunar decretul ăla, foaia aia, că-s liber, s-s liber, s-s liber. Dar se întâmpla ceva ciudat. Măcar că erau liberi și era legea dată, ori de câte ori vedea pe vechiul stăpân pe stradă, imediat trecea pe cealaltă parte. Se temea. Vechile emoții neregenerate îi controla. Măcar că puteau să meargă să spune, hey boss, give me five. Măcar că erau liberi. Trăiau ca niște sclavi. Măcar că legea era dată să fie liberi. Așa sunt mulți. În Hristos sunt o făptură nouă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Hristos m-a eliberat de legea păcatului. Am fost îngropat cu Iisus Hristos. Și am o viață nouă. Ăsta e decretul care Dumnezeu mi l-a dat, biruința lui Hristos. Dar măcar că există această realitate, tu te poți lăsa influențat de vechile tale emoții. Și măcar că ești prinț al lui Dumnezeu să trăiești ca cerșetor. Ce-ar fi să acționezi împotriva păcatului de pe poziția unui om care deja ești biruitor prin Hristos? Ce-ar fi să spui, Doamne, Tu ai spus în Biblie, pot totul în Hristos. Orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere. Orice limbă demonică care se va ridica la nivelul minții mele, Doamne, o voi osândi. Eu sunt al Tău pentru totdeauna. Și nu mă tem, Doamne, Tu ești în mine și ce-i mine mai tare decât ce-i lume. Ce-ar fi? Ce-ar fi să crești ce a făcut Hristos la cruce și să nu mai trăiești în slavery? Și să spui, eu sunt mai mult decât biruitor. Și să crezi realmente ce a făcut Hristos. Și să nu mai stai sub păcat, să nu mai stai sub lege. Și să trăiești o viață liberă, lăudat să fie Domnul. Amin? Am auzit despre un student de la poliție care i s-a spus să se îmbrace cu haina de polițist. Și a zis, treci în trafic. Fă ordine în trafic. Și când studentul ăla s-a dus acolo, s-a uitat și a văzut atâtea tiruri, trucks, a văzut atâtea mașini. Și așa de tare s-a speriat că s-a dus pe bordură și a stat acolo să nu-l calce mașina. Și dintr-o dată omul ăla care stătea acolo fricos, dintr-o dată s-a trezit și a zis, hei, cum stai tu pe bordură? Păi tu știi cine ești? Păi tu ești îmbrăcat în haina statului. Ai o haină de autoritate. Cum să stai acolo sub emoțiile fricii? Ridică-te! Du-te în trafic! Și începe să pui traficul în ordine. Același om fricos. Același om care stătea acolo sub imperiul fricii. Dintr-o dată își dă seama de identitatea lui. Și merge în trafic și începe să danseze. Stai acolo, tu vine de acolo. Pac, pac, pac. Tot traficul în gheață. De ce? Pentru că și-a dat seama cu adevărat ce haină poartă pe el. Tu știi cine ești? Tu ești mai mult decât biruitor. Nu vei fi, ești. Cunoașteți poziția. Cunoașteți identitatea în Hristos. Și nu mai sta acolo și plânge de milă, frate, dacă ai ști, oare mai poate Dumnezeu? Ridică-te de acolo. Crede că sângele Domnului te poate curăți de orice păcat. Luptă împotriva demonilor, împotriva duhurilor răutății. Tu poți. De ce? Pentru că ești îmbrăcat în haina meritelor lui Iisus Hristos. Socotește-te mort față de așa ceva. Viu pentru Dumnezeu. Ești mai tare decât poftele cărnii tale. De ce? Duhul Sfânt din noua lege. Care spune, asta e identitatea ta. De biruitor. Lăudat să fie Domnul. Amin? Câteodată am impresia, frați și surori, că îl crede mai mult pe diavolul decât pe Dumnezeu. Diavolul zice, nu, nu pot. Știi bine că ai încercat. N-are rost. Frate, dacă ai ști. Și te ține pe bordură. Măcar că ești fiul de Dumnezeu îmbrăcat cu autoritatea lui Hristos. Te ține cu minciuni, cu vechile emoții, cu vechile falimente, te ține pe bordură. Ce-ar fi astăzi, spui, Doamne? Mulțumesc că nu numai că m-ai îmbrăcat cu perfecțiunea lui Hristos. Mulțumesc că ai început procesul de sfințire în mine. Și Duhul Tău e în mine. Și ce-i în mine mai tare decât ce-i în lume. Așa că am să mă ridic, Doamne. Și am să lupt împotriva păcatului și împotriva poftelor, Doamne. Și am să biruiesc de ce? Hristos e de partea mea. Amin? Reinhard Bonnke s-a dus la un băiat și a zis, băiete, ești mântuit?
Și el a zis, nu, nici nu pot să fiu vreodată mântuit. Dar de ce? Păi ce, părinții mei sunt vrăjitori? Bunicii mei sunt vrăjitori? Străbunicii mei sunt vrăjitori? Și dacă le-aș primi pe Iisus Hristos în inima mea, ăștia face ceva vrajă pe mine, witchcraft și aș cădea înapoi. Eu niciodată nu pot să fiu mântuit. Și Reinhard Bonnke se uită la el și zice, tinere, poate un om să trăiască pe lună? Poate? Și băiatul spune, păi nu poate. Și Bonnke spune, răspunsul este și da, răspunsul este și nu. Pe de o parte, un om nu poate să trăiască pe lună că nu e oxigen. Și pe de cealaltă parte, un om poate să trăiască pe lună dacă se îmbracă într-un costum care este replica atmosferei de pe pământ. Și dacă se îmbracă în acel costum care replica atmosferei de pe pământ, omul ăla poate să trăiască pe lună. Întrebarea este, poți să biruiești întunericul de afară? Poți să biruiești pe satana? Răspunsul este nu. Dar răspunsul este și da. Dacă te-ai îmbrăcat în meritele lui Hristos și dacă știi că cel care în tine a zdrobit capul șarpele, autoritatea diavolului, și crezi poziția ta de biruitor și lași ca Duhul Sfânt din Duhul tău să mortifice faptele trupului, vei trăi. Cunoaște-ți identitatea. Nu te lăsa jefuit de această identitate de biruitor. De ce? Tu ești îmbrăcat în autoritatea lui Iisus Hristos. Și că atunci când duhurile vin și vor să te harassment, your mind, să îți ia mintea și să-ți o sucească. Nu aștepta. Eu ai trebuie să vină fratele ăla care are putere împotriva duhurilor răutății. Eu ai fratele ăla să se roage pentru mine. Nu zi asta. Tu ai putere în numele Iisus Hristos și să spui în numele Iisus Hristos, Duh necurat pleacă. Eu aparțin lui Iisus Hristos. Eu am fost răscumpărat prin sângele lui Hristos. Eu nu mai cred minciuna celui rău. De ce? Ce e mine mai tare decât cei în lume? În numele meu, zice Biblia, veți face lucrări mari. Există putere în numele lui Hristos. Cunoașteți identitatea și nu mai sta pe bordură și splânge de milă. Ridică-te în numele lui Hristos. Ești îmbrăcat în autoritatea numele lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Diavolul este un general care a fost, i-au fost date gradele jos. El nu mai poate să facă nimic. Ce poate să facă? Este răgnetul. El poate să te sperie. În limba greacă, când zice Biblia că diavolul răgnește ca un leu, este imaginea unui creștin care fuge printr-o iarbă mare și deasă. Fuge spre patria cerească. Și în timp ce fuge spre patria cerească, dintr-o dată, iese un leu de acolo. Și leul ăsta răgnește, e bătrân. N-are nici colț, n-are nici gheare. Singura lui armă este răgnetul. Și Apostolul Pavel zice, împotriviți-vă. Colții au fost drobiți de Hristos la cruce. Ghearele au fost luate, autoritatea a fost luată. Mai are o armă, minciuna, râdnetul. Nu pot, stai acolo, nu pot, minciunile celui rău. Adus aminte că Hristos, leul din tribul lui Iuda, a biruit acest vechi leu și a luat toată puterea. Și mi-a dat-o mie și ție. Vei crede adevărul ăsta? Sau te vei duce după vechile emoții, frate, dacă ai fi frate? Sau vei spune, nu, în mine e Hristos, leu din tribul lui Iuda. Mă împotrivesc celui rău, de ce? Pentru că acum pot, pentru că sunt sub har. Harul mă învață să lupt. Nu legea, ci harul mă învață. Harul îmi dă biruință. De aceea, da, voința mea regenerată, o supun voinței Duhului Sfânt. Și de azi încolo ascult de îndemnurile Duhului Sfânt. Și vreau să fiu nu biruitor, ci mai mult decât biruitor. Amin? Am impresia, frați și surori, că mulți creștini în bisericile noastre sunt ca și Lazar. Vă aduceți aminte de Lazar? Era mort de 4 zile. Și a venit Iisus Hristos. Și aceeași gură sfântă care a zis să fie lumină, aceeași gură sfântă a zis, Lazar, ieși afară! Și cuvântul acela, rema, puternic, a lovit mortul. Și mortul a ieșit afară. Și ce Biblia că a ieșit cum? Cu mâinile și picioarele cum? Legate. Dacă mergeai și le întrebai pe Lazar, Lazar, ai auzit glasul lui Iisus? El spunea, Lazare, mai ieși în peșteră? Dar Lazare, ești liber?
Așa sunt mulți creștini astăzi. Nu mai sunt în peșteri. Nu mai sunt în păcatele lor. Au auzit glasul lui Iisus. Au ieșit afară. Sunt bisericile noastre. Dar păcatul i-a înfășurat cum? Așa de leste. Sunt mântuiți. Dar nu se bucură de lucrul acesta. Vin în casa lui Dumnezeu. N-au bucurie. Nu poate zice amin, aleluia. De ce? Păcatul i-a legat. Și stau acolo țapeni de ani de zile în casa lui Dumnezeu. Fără să-și cunoască identitatea lor în Hristos. Vreau să dau o veste bună. Dacă Iisus Hristos a putut să dea viață din morți, Hristos cu atât mai mult poate să taie niște nenorocite de legături. Și a să vin înaintea lui Iisus să spui, Doamne, păcatul m-a înfășurat. Doamne, amărăciune, ură, pornografie, răutate, minciună, mai știu ce alte duhuri necurate. Doamne Dumnezeule, sunt acolo, Doamne. Dar știu că Tu ești în mine, Doamne. Doamne, îmi revendic poziția de om al Tău. Nu mai sunt în peștere, sunt mântuit. Doamne, sunt mântuit, mi-am pierdut bucuria mântuirii. Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dar astăzi, Doamne, rupe orice legătură de peste viața mea. Uită-te în familia Ta și spune, Doamne, astăzi intervin într-un mod special în familia mea. Dacă ești aici și poate nu te mai suporți în carcasa trupului Tău și ai gânduri negre asupra trupului Tău, poate ești aici și vrei să te sinucizi, ascultă, Hristos a murit ca tu să ai viață, să ai din belșug. Nu-ți fă niciun rău. Hristos poate să-ți dea biruință. Crede-L pe Iisus Hristos. Nu te teme turmănică. Domnul îți dă cu drag împărăția. Și în seara asta să vii să spui, Doamne, rupe orice legătură de peste viața mea. Te las, Duhul Sfânt, să lucrezi, Doamne, din interior spre exterior, Doamne. Și ajută-mă să fiu biruitor, Doamne, în orice domeniu, Doamne. Și dacă diavolul m-a ținut rob, Doamne, Doamne, eu nu mai vreau să fiu rob. Vreau să las noua lege, legea Duhului Sfânt. Să mortifice legea, firea pământească din trupul meu și astfel prin credință să putem să fim biruitori. Amin?